Gabriela Brândușoiu lucrează în cadrul instituției de aproape 15 ani. În tot acest timp, femeia nu a fost sancționată niciodată și nici nu a avut vreo abatere disciplinară. Lucrează la compartimentul juridic al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, iar problemele sale au început să apară după ce la conducerea instituției a fost numită Agneta Clement. Pentru că a avut curajul să povestească despre abuzurile pe care directorul le-ar face, Gabriela Brândușoiu a fost trimisă astăzi în fața unei comisii care să evalueze activitatea. După câteva zeci de minute, femeia nu a mai rezistat presiunilor din sală și a ieșit afară izbucnind în lacrimi. Femeia povestește cu lux de amănunte că asupra sa, dar și a altor colegi, directorul instituției ar exercita presiuni inimaginabile, depășindu-se de cele mai multe ori principiile deontologiei profesionale și cele morale. Mai exact, angajații susțin că directorul le-ar fi cerut în nenumărate rânduri mai multe acte importante în original, iar pentru că au refuzat acest lucru, directorul le-ar fi ridicat în mod abuziv de pe birourile acestora, încălcând astfel legea. Doamna director îmi solicită zilnic tot felul de documente, acte și împreună cu alți martori care vin aici alături de dânsa, încearcă să mă jignească și să mă umilească. Acum două săptămâni a încercat să-mi smulgă documentele, am doi martori, erau la mine în birou când a vrut să-mi smulgă documentele din mână. Uitați, este chiar colegul și colega de la juridic când mi-a smuls documentele din mână și a vrut să dea în mine. Dar de ce, doamne, se întâmplă asta? Nu știu, nu cunosc. Nu știu exact, nu este de acord absolut deloc cu activitatea pe care eu o desfășor. Și tot timpul, toate ședințele așa se întâmplă, sunt acuzată și toți colegii, nu numai eu, și colegii. Despre ce documente vorbiți și ce vechime aveți dumneavoastră? De când lucrați? Lucrez de 15 ani în instituție și sunt auditor. Am avut acum o misiune de derulat. Nu mi s-au pus la dispoziție documente, am anunțat pe toată lumea și nu pot să-mi desfășor activitatea. Zilnic sunt stresată și pur și simplu mi-este frică de această femeie. Ce trebuie să faceți? Trebuie să încheie un raport despre inventarierea patrimoniului a femeii dinți și nu mi s-au pus la dispoziție documente, iar acum, uitați, două ore mă ține în sală și îmi pune întrebări la care trebuie să-i dau răspuns pe loc, împreună cu alți colegi care sunt de acord cu dânsa. Ai avut astfel de probleme în acești 15 ani de experiență? Cu dânsa, da, dar cu alți directori niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Era o atmosferă deosebită aici la noi în instituție. Dar acum nu știu, pur și simplu, nici nu știu ce să spun. În total, alți 12 colegi de-ai săi se află în aceea situație. Aceștia confirmă la rândul lor faptul că directorul instituției le solicită în mod frecvent să fie părtași la aceste ilegalități. Imixtiuni sunt foarte frecvent, foarte frecvent. Ultima dintre ele, și care mie mi se pare de o gravitate extraordinară, în cursul zilei de astăzi am constatat în registrul instituției că doamna director în luna februarie a primit o rezoluție a parchetului judecătoriei Drobeta Turnu Severin sau tribunalului Mehedinți, care aparținea și în mod normal trebuia să fie dirijată la compartimentul juridic. Nici până în prezent această rezoluție nu a ajuns la noi. În mod normal, ar fi trebuit să vedem soluția și să știm ce avem de făcut mai departe. A făcut atâta presiuni asupra compartimentului juridic, exact ce v-a spus și colega, până la ridicarea dosarelor din, fără acordul nostru, din fișetul nostru, le-am mutat în alt birou, au cu dispariția de acte din dosare și cu, mă rog, tot ce vi s-a spus până acum. Mie, în general, îmi spunea, de exemplu, că pe colega mea nu o suportă și ar cam vrea să o dea afară, ca să vă spun sincer, iar în privința mea, ulterior, a început cu tot felul de chestii, în sensul, chiar până la a încerca să fac lucruri împotriva colegei mele. Ce să vă dau exemplu? De exemplu, m-a pus să cercetez niște documente, niște acte care au fost pe niște proiecte, pe fonduri europene, unde dânsa a considerat că ar putea să o găsească pe colega mea cu ceva nereguli și apoi să o sancționeze. Asta ar fi una dintre acțiuni. Femeia a mers să stea câteva minute la birou. Aici însă i s-a făcut rău. Colegii s-au alarmat, iar pentru că aceasta le-a spus că nu-și mai simte mâinile și picioarele, au decis să cheme ambulanța. Nu mai simt mâinile și picioarele. Uitați-vă la mine, gura trebuie deschisă, moale, 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 moale gura, moale, doamne.
După câteva minute, medicii decid că este mai bine să o ducă la spital, semn că starea sa de sănătate nu este una bună. Ia vedeți dacă l-are, dacă nu este absolut necesar, da, era necesar. În trecut, Agneta Clement a ocupat pe rând funcția de consilier, dar și cea de șef serviciu de resurse umane în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Aceasta nu s-a dovedit interesată de faptul că angajata ei a fost scoasă din birou pe targă de către medicii de la ambulanță, neinteresându-se o clipă de starea de sănătate a acesteia. Totodată, atunci când jurnaliștii au cerut să răspundă acuzațiilor care îi sunt aduse, aceasta s-a refugiat în spatele ușilor închise.